campioana Petrocup Hâncești a învins cu scorul de 1-0 Clubul Sportiv de Fotbal Bălți, cu un gol marcat în ultimul minut de joc și pentru prima dată în acest sezon a urcat pe locul 2 în clasament. Gazdele au ratat ocazii uriașe, însă au reușit să înscrie abia pe final de meci. Golul victoriei a fost marcat de Sergiu Plătica. Un gol așteptat de toată echipa, că practic de mult n-am gustat din victorie, practic, să spunem așa. În rest, tot colectiv a muncit și am reușit să câștigăm. A șaptelea meci în 23 de zile, numai noi știm cum asta și cât e de greu pentru noi. I-am felicitat în vestiare, încă o dată îi mai spun lor un mare mulțumesc pentru modul, pentru atitudinea și pentru comportament în teren și angajament care l-au făcut astăzi. Este un lucru enorm de mare pentru echipe, pentru ei, în vederea creșterilor ca profesioniști. Meci greu, am jucat cu campioana. Prerea de rău puțin nu ne-a ajuns. În orice caz, sunt mulțumit de prestația băieților, sunt bravo. Și m-a rămas ultima etapă. Vedem ce mai parte. Petrocub are cu un punct mai mult decât a treia clasată Zimbru Chișinău. Cele două echipe se vor întâlni în ultima etapă într-un meci direct.